Prefectul Adomnicăi a declarat că în județ vor funcționa 560 de secții de votare, iar pe listele electorale permanente sunt trecute 603.705 persoane. Mirela Adomnicăi a mai spus că s-au primit aproximativ 2 milioane de buletine de vot, pentru care s-au folosit 25 de tone de hârtie, aproape 615.000 de timbre autocolante, 2.800 de ștampile cu mențiunea votat și 560 de ștampile de control. La Suceava, costurile pentru organizarea scrutinului europarlamentar și a referendum însumează 4,53 milioane de lei. Prefectul Adomnicăi a mai anunțat că programul Serviciului de Evidență a Populației va fi între orele 8 și 16 pe 25 mai și de la ora 6 la ora 21 pe 26 mai.